O finală inedită care aduce față în față pe fosta campioană a țării, Universitatea Craiova, pentru prima oară prezentă în această fază a competiției, și Rapid București, recent revenită în prima divizie, formație care și-a înscris de 8 ori numele pe lista câștigătoarelor prețiosului trofeu pe care îl aveți în primele imagini ale reportajului nostru. Rapid a rămas aceeași echipă puternică, bine sudată și ambițioasă, capabilă să se întreacă pe sine în fața unui examen hotărător. Universitatea Craiova, o echipă valoroasă prin forța sa colectivă, tinde, după câștigarea primului titlu de campioană anul trecut, spre o altă mare performanță în premieră. Partida va fi condusă la centru de arbitrul Nicolae Raina din Bârlad, ajutat la margine de Constantin Ghiță din Brașov și Ion Chilibar din Pitești. În tribunele stadionului 23 august se află și câțiva observatori din partea echipei belgiene Anderlecht Bruxelles, viitoarea adversară a echipei care va câștiga această finală în competiția Cupa Cupelor. Atacă Craiova prin Balaci. Oblemenco. Primul atac al formației Rapid, vârf Neagu. Antrenorii celor două formații, la Rapid Ion Motroc și Vasile Copil, la Universitatea Craiova Constantin Cernăianu și Constantin Oțet. Antrenorul principal al echipei Rapid, Ion Motroc, a apărat an în șir în teren culorile formației din Giulești și a făcut-o cu ambiția și voința care îl caracterizează și pe antrenorul de astăzi. Profesorul Constantin Cernăianu a mai trăit frumosul moment a câștigării Cupei României cu Petrolul în 1963. El speră că va retrăi acele momente și în această seară. Oblemenco execută această lovitură liberă. Angelescu. E posedat de Balaci, domnul Lacrișan, atacat neregulamentar de Manea. Boca a venit la marginea careului feroviarilor, au sărit Balaci și Grigoraș, sare Boca acum și excelent Ioniță. În imagine Boc. Este minutul 9, prima fază frumoasă a meciului, la poarta Rapidului, reluarea pe care din studio vă prezintă colegul meu Radu Barbu, reflex foarte bun al portarului Ioniță, care a făcut un meci excelent și în semifinala disputată tot pe acest stadion, în compania echipei Steaua. Ioniță, înlocuitorul lui Răducan. Țară lungă. Cap foarte înalt și fază de gol pe care arbitrul Rainea o întrerupe. Să vedem care va fi hotărârea sa. Aș ruga studioul dacă are posibilitatea să ne mai dea o dată reluarea pentru a încerca să înțelegem decizia arbitrului. Se pare că a sancționat faul la săritura lui Balaci. Primul jucător care a sărit la cap după centrarea lui Țară Lungă a fost Balaci. Poziția din care se indică executarea acestei lovituri libere este exact cea în care Balaci a sărit la cap împreună cu Iordan. Arbitrul a apreciat ca faul săritura, dictând în consecință lovitură liberă pentru echipa feroviară. Scorul rămâne 0-0, este minutul 25, minut în care s-a consumat prima fază discutabilă a acestei partide. Comentarii aprinse în tribune pe marginea acestei faze, spectatorii nu au beneficiat de relorile pe care dumneavoastră le-ați văzut și, desigur, părerile sunt foarte împărțite. Ștefănescu.
foarte puternic șutul lui Ștefănescu. Din nou portarul Ioniță se remarcă, acesta este Ștefănescu. Ioniță, un portar cu o bună detentă, elastic, se desprinde foarte repede de pământ. Palaci, vârf de atac, fără a fi în offside, urmărit de Grigoraș. Pasă și Țară Lungă ratează o mare ocazie, trage Ciupitu. În minutul 29, o fază creată foarte frumos de Balaci, l-a pus pe Țară Lungă în poziție de șut în careu, plonjon temerar al lui Ioniță și șut puternic al lui Ciupitu. Niculescu. Oblemenco se înalță foarte frumos. Ion Oblemenco, maestru emerit al sportului, golgheterul Universității din Craiova. În pauză pe stadion, arbitrului Gheorghe Limona i-a fost decernată cupa pentru cel mai bun arbitru al sezonului. Cele două formații reintră în teren, iată-l pe antrenorul Ion Motroc. La activul său, două frumoase performanțe până acum, promovarea sportului studențesc și acum a Rapidului în prima divizie națională. Regizorul transmisiei noastre, Dan Cojocaru, ajutat de cei patru operatori, George Grigorescu, Ion Stoicescu, Adrian Valentir, Radu Popescu, încearcă să vă prezinte, odată cu cele mai interesante faze ale meciului, din când în când, și trofeul spre care se îndreaptă speranțele suporterilor ambelor echipe și Oblemenco marchează pentru Universitatea Craiova. Este minutul 9 al reprizei secunde, o acțiune pornită pe centru de la Țară Lungă, același remarcabil dispecer aduce balonul la Oblemenco, care deschide scorul. Atacă feroviarii, centrarea lui Petcu, Savu, Manea în careu și 1-1! Atacă feroviarii, centrarea lui Petcu, Savu, Manea în careu și 1-1! Crișan traversează întreg frontul de atac încercând să se demarcheze. Reușește Ciupitu, urmărit de Iordan. Oblemenco cu pieptul preia în careu și iese Ioniță temerar la picioarele atacantului craiovean. Oblemenco a pătruns excelent în această fază. Greșește Balaci, interceptează Manea, încercând să-l lanseze pe Marin Florin, talonat de Boc. Offside Mane. Și iată că ceasul studioului a coincis cu cel al arbitrului și în acest moment primele 90 de minute ale finalei Cupei României s-au încheiat cu un rezultat de egalitate 1-1. Urmează prelungire. Mane a scăpat și doi cu echipieri așteaptă centrarea, gol!
Este minutul 9 din prima repriză a prelungirilor. Manea marchează al doilea gol al formației sale. Ultimele secunde. Rapid, Universitatea Craiova, 2-1, goluri marcate în ordine de Oblemenco, minutul 54, Manea, minutele 70 și 99. Și în acest moment, partida s-a terminat. Rapid câștigă pentru a noua oară Cupa României. Felicitări învingătorilor, felicitări și învinșilor care nu au fost mai prejos decât adversarii lor.